Salutare toată lumea, bine v-am găsit la primul nostru episod de Rust. Știu, n-am mai filmat de mult timp. Știu, sunt un leneș, n-am ce să fac. Și am născut, în fine. Acum, hai să ne apucăm. Ce trebuie să facem prima dată? Eu pot să mă numesc un noob la jocul ăsta. Nu prea știu cine știe ce. M-am jucat câteva ore totuși, cu niște prieteni. Deja? Ce să zic, nu e bine că se aud un pușcător. Asta e clar. Trebuie să strângem niște lemn și niște pietre. Să facem unelte, iar după să căutăm un loc de bază. Prima noastră prioritate este să luăm mâncare și apă. Și să nu fie omorât de altcineva. Sau de animale. Animale în jocul ăsta sunt foarte periculoase. Deci nu e bine. Copaci. Nu știu dacă dau feeling-ul ăsta de Minecraft. Bine că nu strâng lemne cu pumnii. Pentru unelte, tot ce ne trebuie deocamdată, cam avem nevoie de vreo 500 de lemne. 250, mai trebuie să tăiem un copac, ce e aici? Și cu harta asta. Carieră HQM, cred că scrie. Carieră de surf. Cabine abandonate. Centrală electrică. Launching site. Carieră de piatră. Outpost. Dom. Cimitir de fiare vechi. Mai multe. Iar noi unde suntem? La avanpost minier. La port. Una dată mai bine mergem la port dacă e să luăm ceva loot. Că avem nevoie de niște neapărat de o armă ca să ne apărăm. Bine, de obicei cel mai toxic lucru la jocul ăsta sunt mare parte dintre jucători. Trebuie să ai încredere în nimeni. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să am încredere și nu a ieșit bine deloc. Mi-a redat baza, m-a omorât, nu mi-a furat toate lucrurile, tot loot-ul și n-a ieșit cu bine. Am renunțat la server că am dat un rage. Acum avem nevoie de piatră, să căutăm undeva. Piatră. Minerul de metal. Mai mult lemn. Piatră. De frate, piatră. Metal. Deocamdată nu avem nevoie de metal. O să ne ocupe din spațiu inventarului, care oricum e destul de limitat. O să ne ocupe loc și nu o să fie bine. O să vedem ce e aici. Doamne, să nu fie o turetă. Trebuie să ne găsim ceva de mâncare neapărat. Orice. Suntem într-o situație de rahat, se pare. Dar totuși, uitați-vă ce frumos este. Grafica este genială. N
Dacă nu găsim mâncare, murim. Mi s-a întâmplat să mor de atâtea ori din cauza... Din cauza, când aveam mâncare. Brat, nu există mâncare pe hartă. Da. Orice... Ceva pe aici? Asta este. Am mâncare. Mamă, câtă mâncare. Dați puțin. Așa mult mai bine. Că să ne ținem pentru câteva minute. Cred că ne întoarcem de unde am început. Am găsit ceva mâncare pe aici. Da, e. Avem foarte multă apă totuși. Pentru câteva zile, să zic. Da, pentru câteva zile bune. O să avem apă. Cu mâncarea nu stăm absolut deloc bine. M-am speriat. A, este un om. Nu e bine absolut deloc. Ce am luat? Carne crudă umană. Nu mulțumesc. O să de fasole goală, o să ne trebuiască pentru niște bombe. Restul de fier cred că sunt bune. Cârpa. Cârpa e bună. Să fac și ceva. Să pun pe mine. Hai că ne facem niște pantofi de pânză, avem nevoie. Mergem înapoi la far, poate găsim ceva. Următoarea zi sper să fie mai bine. Hai că trebuie să fie mai bine. Că am luat și noi ceva. De început de sub. Ce face? Toată lumea mă vede cam torța asta. Oricum nu sunt mulți bote pe server, cred că 10 din 200. Îmi plac serverele astea mai goale. Hai să mergem la port. Trebuie să fiu și atent la ce animale sunt prin zonă. Că nu e bine, poate să mă fugărească și o să mă moare. Trebuie să fie ceva bun aici. Oh,
Oho, ce bine arăt. Hai ca am luat multe de aici. Bine, multe. Cât să-mi luăm, da? Care am luat? Da, arăt cu asta. Ia, 15-20, asta cât? Nimic. De șapcă e mult mai bună. Aici un recycler, știu să nu, deci nu știu cum să folosesc recyclerul, ok? Nu mă judecați, asta este. Ia, nu știu. Da, hai spre foarte. Să fie și lor bun la port. Acum. De fapt, nu prea. Nu prea că să fie foarte bun. Da, dai să nu fie. Deci, te rog, să nu fie un jucător pe aici. Da, doamne, da, doamne. Orice, orice să găsim, orice. Ce luminează aici? A, asta luminează aici. M-am speriat. Aici e ceva? Să vedem. Da, nu cred că e nimic. Și scara e ruptă. A fost lutat deja. Dacă a fost lutat, sunt șanse să mai fie cineva pe aici și să fim aici degeaba. M-am uitat sau dacă filmează. Nu eram sigur. Am încercat de foarte multe ori să filmez și nu mi-a ieșit. Ce-a zis? Hai mă, care era D4? Eu am fost la D4. Păi cum să nu fie frică? Sunt aproape în pielea goală, cum să nu fie frică? Mie să mor de frică acolo.
deja știe lumea că sunt pe aici. Nu e bine deloc. Doamne, să nu fie ori pe aici. Să am minus 8 grade. Am uitat că patronii ăștia. Mai avem ce să facem? Nu, nu mai avem absolut nimic. Ce să-i nasol? Ceva, cu ce? Dacă nu este fundat, cred că o să-mi trebuiască mai târziu. Sunt câteva zone din hartă, cred. Da. De 2 la afară acolo. De aceea aici, mâncare, mâncare, multă mâncare. Mai avem până la sucursala de canalizare. S-a spus să vede cât timp am filmat. Bun. Asta e piatra, sper să fie piatra. Yes-ul. Asta e piatra. Așa. Încă puțin. Hai. Hai că am nevoie de pietre. Așa, câte? 425. Acum putem să facem și noi ceva. Cop. Asta. Și ce mai putem să facem? Am nevoie de 300 de momentul ăsta. Și ce se aude? Ăla e cumva airdrop? Zi-mi, tată, că e airdrop. Zi-mi că e airdrop și nu altceva. Dacă că e airdrop. Airdrop. Perfect! Este? Da, e. În airdrop cred că o să găsim de mâncare, ceva arme, și aproape o să vină cineva și să ne omoare înainte să ia airdrop-ul. Nu e bine. A, cred că o să vină Galactus ăla, că mi-a zis că a fost pe la D4. Că a auzit cineva pe la D4 și i-a întrebat pe acolo. Cade super încet. Mănâncă, mănâncă. Așa. Bă, dar mai cade sau nu? O să mă ascund și văd dacă mai cade sau nu. Mă ascund aici. Da, cade. Te rog, noroc, să fie norocul cu mine, să fie noroc cu mine.
N-am luat asta. Așa e bun. Bă, dar mai cade sau nu? Vine toată lumea aici. Mai de capul meu. Hai, frate, hai, cazi. Ia să vedem ce putem să mai craftăm în jocul ăsta minunat. Uite, mi-a trimis niște papuși din pânză groasă, dar nu am din ce să-mi fac. O fustă din piele. Ce mai pun și-o? Cică din pânză groasă, arcompus. Ia uite. Ia arbaleta. Sau o macetă, 40 de fragmente metalice. Ce mai pe aici? Ia, de acum. A, da, e drop clar. Hai mă, casă dată. Mamă, ce m-am speriat. Iată. Ui, e și un urs acolo. Du-te, tată, du-te, te rog să nu mă puște nimeni, te rog să nu mă puște nimeni. Bă, că nu vine nimeni aici. Dar știu că e multă lume prin zona asta. Toate sunt foarte bune. Asta deocamdată nu am nevoie. Și asta, bă, dar nu ne-a dat nicio armă. Niciuna. Măcar a fost un loc destul de bun, nu? Un loc bun. Da. Acum trebuie să găsim un loc unde să ne facem casă. Ai, frate, iarăși m-a speriat. Satelit. Hai aici la antena satelit. Non. Apreciez oferta, dar nu mulțumesc. Așteptați puțin. Așa. Hai că în curând trebuie să terminăm și noi. Trebuie să mi-ascund corpul undeva să nu vadă nimeni. Cred că știu unde. Mă fac pe Spider-Man acum, fiți atenți. Yeah. Wow. Hai. Încă puțin. Perfect. Deci, cam atât a fost și cu episodul acesta. Nu uitați să dați un like, un share, un comment, să vadă toată lumea. Și ne revedem data viitoare. Hai, salut!